지민이. Bună dimineața! Primul daily vlog de când m-am întors de la Cluj, am încercat să-l încep într-o altă zi, când am constatat că sunt răcită și am lăsat-o în baltă, da, că după ce am venit de la Cluj m-a trăznit așa o gripă, pentru că, na, trebuia, nu mai răcisem și eu de mult, în afară, exceptând COVID-ul, nu mai răcisem de mult și atunci trebuia să mă prindă și pe mine odată și odată. Și în ultima vreme am fost puțin cam fără vlag, așa, cred că, na, de la răceală mi-a slăbit sistemul imunitar și atunci m-am simțit puțin mai așa, dar, da, o să-mi revin, am început să-mi revin deja, mi-am mai făcut o cafea, tocmai pentru că astăzi este o zi din aia de toamnă, acum a ieșit soarele, deci de două minute când mă pregăteam să vorbesc acum cu voi, acum a ieșit soarele. Dar până acum a fost o dimineață de toamnă, de octombrie, de ăla de adevăratele, mohorâtă, urâtă, închisă, că a fost atât de închisă că mi-a fost silă să ies afară, să fac sport. Vă pun la curent și cu treaba asta, că avem multe de vorbit, așa că luați-vă ceva de băut sau luați-vă o cafea, luați-vă ceva, că avem multe de vorbit. Avem multe update-uri de pus la punct pentru că a trecut ceva de când am vorbit cu voi și mă simt nevorbită. Bun, deci eu am cafea. În primul rând, cum ziceam, am venit de la Cluj și m-am apucat și mi-am făcut zacuscă, pentru că sunt într-o fază în care vreau să pun murături, pentru că anul trecut am constatat că am pus niște murături bune. Și am făcut zacuscă când am venit de la mama, nu de la Cluj, dar am zic de la Cluj ca să înțelegeți. După aia am răcit. Am făcut gripa asta care a fost ok, adică n-a fost, am avut gripe și bronșite și laringite mult mai rele. Urma să se transforme într-o laringită, dar am prins-o la timp, mi-am luat eu medicamentul meu minune, că e singurul care funcționează la mine în zona asta gâtului, când am o problemă cu gâtul e cam singurul care funcționează și mi-am luat eu medicamentul meu minune, care nu e antibiotic, by the way. Nu vă zic ce e, că nu vreau să luăm medicamente după ureche, la mine funcționează și atât, nu înseamnă că o să funcționeze la toată lumea. Și după mi-am pus conopidă, ieri am pus gogonele, mi-am făcut un borcan de ceapă murată, că am văzut pe TikTok că ziceau ăștia de ceapă murată, că, wow, ce bună e, și mi-aduc aminte că și mie îmi plăcea și mi-am pus ceapă din aia roșie să vedem cum iese. Mai am așa ceva pe gât, mai ales că nici nu am vorbit prea mult astăzi decât cu Udi, care Udi, apropo, ne-a speriat puțin aseară, că a dispărut. E de la 4 și jumătate ieri după masă până astăzi dimineață n-am văzut-o, nu știu unde s-a dus, n-a venit să doarmă cu mine. A început să devină o haimana și o să trebuiască să o bagă în ședință pentru că nu e ok deloc ce se întâmplă cu mâța aia. Este foarte independentă și mă enervează și nu e ok. Nu este ok. Dai acasă, a venit, e bine, cred că acum iarăși a plecat undeva pe câmp să prindă șoareci, pentru că de când am venit acasă, aproape fiecare zi, nu fiecare zi, mi-aduce cât un șoricel. Da, v-am mai arătat și pe Instagram, dar aproape fiecare zi îmi aduce cât un șoarec mort, viu, nu contează, depinde cum se nimerește. Dacă sunt vii, îi pierde prin casă și eu trebuie să-i alerg, să-i prind pentru ea și da, numai asta nu mai făceam în viața asta, să prind șoareci pentru mâță, da, uite că am ajuns să o fac și pe asta, da, și să joacă cu ei cât sunt vii și după aia, meh, nu-i mănâncă, că m-a fost întrebată dacă-i mănâncă, nu-i mănâncă pentru că sunt scârboși, ea mănâncă carne de pui, nu mănâncă carne de șoareci,
scârbos. În altă ordine de idei, când am fost la Pebbles, am profitat de faptul că ea are cântar, eu nu am, dar o să am în curând și eu. Și m-am cântărit și am rămas puțin șocată. Nu e tragică situația, dar nu trebuie scăpată de sub control. În sensul că mi-a dat așa un refresh maxim, fiindcă sunt în partea de sus a plafonului meu de greutate. Eu întotdeauna am avut un plafon, așa, o portiță de greutate. În greutatea mea minimă și greutatea mea maximă. Și acum eram în partea de sus a greutății mele maxime, nemai cântărindu-mă cei drept de vreo 2 ani. Ultima dată m-am cântărit și eram undeva pe la jumătatea plafonului, dar un pic mai sus, așa, un pic spre sus, și nu mi-am făcut probleme. Acum eram în partea de sus a plafonului, ceea ce nu e ok, adică mi se pare că nu e ok. Și nu mănânc deosebit, nu fac nimic deosebit, totul e clar că e de la zahăr, de la toată Fanta pe care o beau și Pepsi și toate dulciurile pe care le mănânc. Deci e clar că e de acolo, în mintea mea este clar și de în momentul ăla am zis stop. Trebuie să scot zahărul. Eu fiind o dependentă de zahăr, cum sunt unii dependenți de cocaină, adică recunosc și știu treaba asta și știu care sunt efectele, știu cât de rău îmi face, adică nu trebuie să vină nimeni să-mi spună, că știu singură, știu pe pielea mea. Și în momentul de față țin să vă anunț că sunt într-o stare foarte delicată de sevraj și foarte drăguță și am momente când îmi vine să înjumul părul numai ca să-mi dau ceva de lucru, astfel încât să nu mă mai gândesc la zahăr, pentru că cel puțin seara e cel mai rău, seara, deși nu întotdeauna beam seara Fanta sau Pepsi, știți? Nu întotdeauna, beam pe parcursul zilei cumva și făceam plinul, dar seara bănuiesc că se termină energia din corp și cumva organismul cere. Seara mi se întâmplă deja de vreo săptămână, parcă mă, nu știu, am așa niște stări, vai de capul, dacă vreți să fac un clip separat și vă povestesc, dar să trec de perioada asta. Acum, intenția mea nu este să scot zahărul complet din dieta mea și nu, știu că este aproape imposibil având în vedere cum e mâncarea în ziua de astăzi, dar vreau să o las mai moale cu băuturile astea citulate. Știți că asta era problema mea, că beam foarte mult Pepsi, foarte multă Fanta, foarte multă ciocolată, adică din când în când să mai bei câte o doză nu e nicio problemă, din când în când să mai mănânci un pic de ciocolată nu e nicio problemă, dar nu în halul în care ajunsesem eu, că eu ajunsesem să mănânc multă, știți, și începusem în anumite momente. Când eram prinsă, când eram ocupată, mâncam o jumătate de tabletă de ciocolată și nu mai mâncam mâncare, ceea ce nu e sănătos deloc. Când am fost la Pebbles, am băut, aveam o doză la mine pe care am luat-o pe drum și n-am băut-o și am băut-o acolo. Am mai băut așa, dar nu în fiecare zi. După aia la mama la fel n-am băut zilele alea. Când am venit acasă, am ras, că mai aveam două doze de Fanta în frigider, le-am ras în seara aia, deci în seara aia s-au dus, așa, și de atunci am mai băut, am mai băut o sticlă într-o zi de Pepsi, de la jumate, pentru că efectiv în ziua aia simțeam că nu mai pot. Deci în ziua aia am simțit că nu mai pot, simțeam că dacă nu iau ceva dulce și nu dulce din ăsta de casă sau fructe sau chestii, dar simțeam că atunci o să mor și nici scopul meu în viața asta nu e să mă chinui, ci să scap ușor de treaba asta și v-am zis, să ajung într-un punct în care sunt echilibrată și nu mai vreau 2-3 doze de Pepsi pe zi sau ciocolată sau mai știu eu ce, știți? În punctul ăsta vreau să ajung. Dar acum sunt în sevraj. Eu nu știu cum sunt ăștia de alcoolici, nu știu cum sunt ăștia de sunt, au probleme cu drogurile, dar sevrajul de zahăr e foarte aiure. Să știți. Deși nu pare, să știți că e foarte aiure și nu știu dacă vă spune cineva. Și pentru că m-am cântărit și nu-mi este ok greutatea aia, nu-mi este ok la nivel psihic și știu că dacă nu fac ceva acum, pentru mine, pentru felul în care arăt eu, pentru mine și pentru psihicul meu, nu pentru altcineva, nu am nevoie să-mi dea altcineva aprobarea, nu am nevoie să-mi zică cineva ceva și așa sunt unii precum Pebbles care îmi spune că sunt înfiorător de schiloadă, că nu știu ce, nu e adevărat, nu sunt. Moment ce eu cunosc corpul și știu despre ce e vorba, dar m-am apucat să fac sport. E drept, sunt într-o fază în care încă mă încălzesc, încă mă acomodez, încă nu știu ce. Astăzi am făcut sport, încerc să fac măcar de 4 ori pe săptămână niște antrenamente așa light, nu ceva deosebit, 30 de minute, puțin sări de coardă, deși săptămâna trecută și săptămâna asta nu am să sări coarda pentru că probleme tehnice with the boobs și nu... Când astea spun nu, păi e nu.
nu comentăm, da? Când ele zic nu și aștept să le treacă și după aia să revin la săricoarda. Dar am făcut și astăzi, am făcut un pic de exerciții și le-am făcut în casă, pentru că v-am zis, era urât și n-aveam chef să ies afară, deși îmi place afară. Exceptând faptul că vecinii mei s-au prins de faptul că încep să fac sport în fiecare zi și amuză foarte tare, bineînțeles, la nivelul lor de cultură și de inteligență ce te poți aștepta. Îi amuză foarte tare și pe lângă asta stau, se uită, cască gura la mine să vadă ce fac. Da, și mă rog, îi ignor cât pot, dar știți, câteodată mie rușine de rușinea lor. Nu știu cum să vă zic, ca să înțelegeți. Deci da, câteodată mie rușine de rușinea lor, că așa se întâmplă în viețile noastre. E super amară. Perfect. Așa, dimineața asta am mâncat niște repuri. Mi-am făcut niște repuri. Într-o zi o să vă arăt rețeta de repuri pe care le fac eu, pentru că au început să-mi placă la nebunie. Am aici un rep cu salată, cu pui, cu ceva ardei iute și lipia asta care este integrală. Pe cât de mult îmi displace pâinea integrală, pe atât de mult îmi plac lipiile astea integrale. Deci aș putea oricând să înlocuiesc pâinea cu lipiile astea integrale, că sunt ok. Și în materie de dietă, așa, ca să vă zic, am, pe lângă faptul că am încercat să fac sport, ce, doamne, iată-mă, e un Woody. Nu. Am zis că e o codiță, dar nu, sunt niște vrăbiuțe. Sunt niște vrăbiuțe pe strașina de la casă. Pe lângă faptul că încerc să fac sport și să mă dezobișnuiesc de a bea atât de mult zahăr, încerc să mai tai din carbohidrații, adică mai puțină pâine. Oricum nu mănâncam eu multă pâine, dar mai mâncam cartofi, orez, chestii de astea și încerc să mai tai din ele și să bag cumva mai multă proteină, pentru că ajută. Mi-am făcut, după cum cred că observați, m-am tuns zilele astea pentru că trebuia neapărat să-i dau un refresh părului meu, că mă uitam la el și zic, nu știam ce are. Prima dată m-am uitat și nu știam ce. Doamne, iată, mă stă părul așa. Și după aia mi-am dat seama, păi stai că și-a pierdut forma. Și mi-am tuns vârfurile, dar i-am dat iarăși forma lui normală. Și din întâmplare mi s-a așezat așa, cu cărarea pe mijloc. Și am zis să mai schimb puțin ca să las părul să se regenereze pe partea asta. Oricum e nefăcând un cărare în același loc niciodată. Nu știu dacă ați văzut, dar eu nu fac în același loc cărare. Și în primul rând că e foarte greu să o fac pe mijloc, pentru că la cum văd eu nu mi se pare niciodată că e pe mijloc și nu mi se pare niciodată că e dreaptă și mă mai uit în filmări și mi se pare că e aiurea. Și plus că mi se pare foarte ciudat să mă văd cu cărare pe mijloc. Bine, treaba asta o să fie cât sunt astea scurte, știți, în partea asta din față, side bangs ăsta, așa, cât o să fie ăsta scurt, că după aia o să ne întoarcem la cărarea pe lateral. Dar să-mi ziceți și voi cum mi se pare, că nu știu, eu încă sunt în perioada de adaptare și bineînțeles că partea asta stă mai pufoasă, așa, pentru că asta a fost partea care era goace și stă mai pufoasă și mă enervează că nu sunt simetrice și da, mă rog, pitici pe creier, dar încerc să mă obișnuiesc. Am deja câteva spălări pe cap de când mi-am tuns părul și aș fi trebuit deja să se obișnuiască să stea și asta mai sus, așa, dar încă nu vrea să se obișnuiască. Așa, alte update-uri importante ce ar mai fi, că e toamnă, că e urât afară, că nu-mi place deloc, mi-e frig, a început să-mi fie frig, am nevoie de șosete, acum simt nevoia disperată de șosete și nu mai pot să stau fără ele. Jimmy e bine, că pierdusem și pe ăla. Da, când am venit era pierdut, îl dădusem pierdut, nu mai văzuse universul de 3 zile și când am venit eu, meau, era în casă. De fapt, e bine, a dormit cu mine, ăla a dormit cu mine azi noapte, deși mă sâcâie. Și ascute ghearele pe șifonier. Trebuie să rezolvăm și problema asta, by the way. Astăzi trebuie să fac ceva cu zona asta și cu cărțile din partea aia, că acolo sunt cărțile puse, că nu mai arată deloc bine, nu-mi place. Și trebuie să rezolv cu ele. Așa, aseară, apropo de cărți, am terminat cartea asta, Flori pentru Algernon. O să aibă un clip dedicat separat, o să fie un alt clip în care o să vorbesc de cărți și atunci vă povestesc mai multe, dar explicați-mi și mie cum o carte te poate face să plângi în hohote și după aceea să te simți bine. Deci nu înțeleg. Nu înțeleg, nu știu cum, care e magia cărților ăstora care sunt triste, te fac să plângi, dar după aceea te fac să te simți bine. Adică faptul că ai plâns la cartea aia și că e tristă te face să te simți bine. Nu știu, e un paradox care mie mi se pare absolut, nu știu, ciudat, dar îmi place.
Da. Avem de vorbit. Am plâns în hohote. Deci n-am mai plâns în halul ăsta la o carte cu sughițuri, cu miorcăieli, cu de toate ca la asta de ani de zile. Deci nu. Așa și astăzi vreau să mă apuc de asta. Sfaturi de viață este romanul la polițist sau crime, cum vreți voi să-i ziceți. Altceva nou sub soare ce ar mai fi de zis. Ca asta trebuie să mă duc să iau un butoi. Da, cum ați auzit, pentru că vreau să fac varză murată. Vreau să-mi pun varză murată. Am pus anul trecut, bineînțeles, cu indicațiile vecinului, cu îndrumarea ei. Și a fost foarte bună și mi-a plăcut foarte mult și mai pune și anul ăsta și mai multă pentru că aia a fost atât de bună. Așa, da, astăzi trebuie să văd dacă terminam mașina de spălat, că până am făcut eu sport, până mi-am făcut duș, până m-am aranjat. Apropo de spălat și aranjat, venind toamna, m-am agățat iarăși de Burberry, de mai Burberry. Doamne, deci îmi place parfumul ăla de mor, deci îmi place, nu știu care îmi place mai mult, dacă îmi place Burberry Brit mai mult sau mai Burberry. Îmi doresc din tot sufletul să nu le scoată de pe piața astea, pentru că astea oricum sunt niște parfumuri simbolice pentru Burberry. Mi-aș dori din tot sufletul să nu le scoată niciodată pentru că sunt divine, deci cel puțin ăsta acum este, ăsta e mirosul meu, mai Burberry-ul, ăsta este mirosul meu din momentul de față și întotdeauna așa mi se întâmplă când vine toamna și în sfârșit am acceptat că a venit toamna. Da, ăsta este mirosul care mă aduce în starea asta și îl folosesc de acum până prin aprilie. Când se încălzește, până începe să fie foarte cald, până atunci îl folosesc. Vara nu-l suport, adică mi se pare prea dulce și prea grețos pentru vară. N-aș putea să-l port vara, dar iarna mi se pare minunat și miroase atât de bine și e divin. Da. Știu că nu toată lumea îl iubește, dar asta este. Astea sunt gusturile, sunt personale. Parfumurile sunt personale. Așa, ce mai avem de făcut astăzi? Deci trebuie să văd de mașină, să mai pun una dacă a terminat. Sunt indrufele, să mai pun una. Să facem povestea asta aici. Mă duc să iau, să fac rost de provizii. Mă duc la vânătoare să fac rost de provizii. Zic că trebuie să și gătesc ceva astăzi. Îmi pusesem în minte să văd dacă mi iese să fac niște alua de cartofi. Nu știu dacă știți ce e aia, dacă știți este minunat, dacă nu știți o să vă arăt eu dacă fac. Dacă. Așa, și ce mai trebuie este, deci trebuie să fac ceva și de mâncare, ar trebui să fac ceva legat de poze, și avem nevoie de niște poze, să văd dacă îi prind pe maimuțoi să le fac poze, că încerc să mă gândesc la un concept, că anul trecut am făcut poza aia de Halloween cu ei, când eram toți trei pe mătură. M-a întrebat cineva dacă mai reuși să-i pui să stea pe mătura aia. Mi-a bubuit capul. Da. Cum am reușit? Prin Photoshop, săracu. Că cum, Doamne, iartă-mă să faci două mâțe să stea pe o coadă de mătură. Și să văd dacă reușesc să fac un alt concept. Că mi s-a părut simpatică la de anul trecut și poate reușesc să fac un concept similar și anul ăsta. Să vedem. Și oricum, mi-ar plăcea să le mai fac niște poze la maimuțoi. Așa, pe afară ar mai fi de făcut, ar trebui să tung caprifoiul pentru că a bătut vântul foarte tare, au început vânturile de toamnă aici. Sunt niște vânturi din alea super puternice și ar trebui să tung caprifoiul pentru că mi l-a dat jos vântul și nu mai pot să-l recuperez, adică în partea aia acolo, lângă peretele, la unde stăteam eu și unde speram să se întindă pe perete, ăla trebuie tuns și trebuie să-i dau o formă. O să fac și pe la o ciupercă, o bilă, o ceva, cum l-am făcut și pe la altul de lângă alun. Și în rest, frunze și de-astea, adică nu... Și dacă e frig și bate vântul, să vedem, ieri a bătut vântul, stați că verific la pomii vecinilor, la bradul vecinului, dacă nu, nu bate vântul. Ieri a bătut și vântul rău și nici n-am avut chef să ies afară. Efectiv, când bate vântul tare, mi-este silă. Vântul și ploaia sunt, mi se par, cele mai odioase lucruri care se pot întâmpla în materie de climă, de vreme, pentru că strică starea. Nu știu, nu suport să stau în vânt și nu suport să stau în ploaie. Bun. Cam atât pentru moment. Povestim mai încolo. Vă mai arăt ce mai fac. Vedem dacă iau butoiul, că încă nu sunt hotărâtă, adică facem shopping de ăsta exclusivist și mai povestim. Câteva ore mai târziu, exact acum a intrat soarele în nori,
am filmat. Unul din lucrurile pe care am uitat să vi le zic de dimineață că le aveam de făcut era să filmez, stați că s-a activat pe bus. Da, trebuie să filmez și mă gândeam eu, stăteam așa și mă gândeam, zic, mă, ce lumină bună e, zic, mai ales cum a fost de dimineață, că a fost în oraș, a fost urât, zic, ce lumină bună este, wow, așa ar trebui să filmez. Și după aia am zic, băi, capsec, trebuia să filmez. Chiar trebuia să filmez și am filmat. Numai că am uitat să-mi pun mascara, nu știu dacă observați, am uitat să-mi pun mascara. Aha, hai să vedem dacă observă cineva. Mi se mai întâmplă chestii din astea, în clip să am, nu știu, ceva, să am zboare, ceva, așa, nu prea zice nimeni nimic, deci, evident. Mi-am luat altceva pe mine, pentru că acum, pentru moment, o să vreau să mănânc ceva și după aceea aș vrea să mă ocup de alea, că am scotocit pe acolo după o carte și le-am distrus și trebuie să le rearanjez, să arate și ele cumva cât de cât decent. Și după aceea, pe seară, poate mergem să facem niște poze. Ia, că vine soarele înapoi. Poate mergem să facem și noi niște poze tematice. Înainte de asta, de fapt, o să vă scot și pe afară să vă arăt ce mai e nou, că nu v-am mai arătat. Stați așa, că mi-a venit un colet. Să vă arăt. Cred că v-am arătat, dar să vă arăt, să vă explic, să vă povestesc. Așa, și... ziceam că am primit un colet mai devreme, cred că am inserat cadrele alea, dacă nu le-am inserat, aia este, vă mulțumesc cu ce vă arăt acum. Am un șampon și un balsam și o cremă, pentru că, în primul rând, să o luăm cu crema, crema este de la CeraVe, este aia cu uree 10%, știam de ea, dar uitasem. Da, e un paradox, dar există acest paradox. Mai văzusem gama asta de la CeraVe cu uree. Are uree și are și acid salicilic și am încercat-o la Pebbles. Și în toamnă, spre final de vară, la început de toamnă, nu știu dacă ați observat prin clipuri că am încercat să nu fac caz de chestia asta, dar am tot avut bubițe sau, mă rog, coșuri pe piept, pe brațe, pe antebrațe, deci într-un timp eram atât de plină, de ziceai că am vărsat de vânt, nu știu de la ce, nu știu dacă a fost o reacție alergică, nu știu dacă a fost ceva, nu știu, ideea este că m-am umplut și mi-a dat pe băl să încerc crema asta la ea și după 3 aplicări deja se îmbunătățise aspectul pielii și de-aia am comandat-o, eu am comandat-o în varianta asta mai mică, este super hidratată și mă gândeam să o încerc și pentru față, seara bineînțeles, pentru că ei spun că este și pentru față și pentru corp și de-aia am luat varianta asta mai mică, să vedem cum... e cu ea. Dar v-am zis, după 3 zile mi s-a părut că o să schimba puțin textura pielii, ceea ce este de bine. Ea o folosește pentru strawberry legs. Eu n-am problema asta, dar ea a zis că este singurul produs care funcționează la ea, așa că be aware, în caz că vă confruntați cu așa ceva, poate vă ajută. Apoi, atât am abătut cu șampoanele de la Joico și cu produsele de la Joico, încât mi-am comandat și eu tot de pe Notino, mi-am comandat șamponul ăsta. Inițial aveam impresia că sunt din aceeași gamă, pentru că sunt albastre, le-am comandat de pe telefon și apoi culorile sunt relativ similare, dacă n-am citit pe ele, nu sunt din aceeași gamă, seamănă foarte mult, ambele sunt hidratante, ignorați-o, e pe Pebbles. Ăsta este pentru fir gros, șampon hidratant pentru fir gros. Și ăsta este balsam hidratant, dar pentru fir subțire, cum am eu. În mod normal, cred că asta era gama care îmi trebuia. Nu m-am uitat acolo, n-am apucat să mă uit. Eram oricum pe drum, n-am stat să mă uit prea mult, să analizez fiecare produs în parte. Dar ce am de gând să fac eu este să folosesc șamponul separat și balsamul cu un alt șampon care nu este hidratant. În speță ăla mov, de exemplu, când îl folosesc pe ăla mov, voi folosi balsamul. Și în rest pot să folosesc numai șamponul, că eu oricum am un fir de păr subțire și am un păr destul de pisicos și n-are nevoie de multă hidratare. Și dacă merge doar cu șamponul, am să vă anunț. So, astea au fost produsele și stați așa că v-am adus aminte că avem și am fost și pe la magazine și am luat 2 chestii. Am fost în căutare de botine, nu mai intrăm în discuția cu botinele și cu haosul care este în materie de încălțări anul ăsta, deci nu, sezonul ăsta este oribil, deci oribilități ca anul ăsta n-am văzut niciodată în materie de încălțări. Când am zis și eu că mai rău de atât nu se poate, a venit
sezonul de ăsta să-mi confirme că se poate. Bun, și mi-am luat, în primul rând, acest plover sau bluză. E mai degrabă o bluză, nu e un plover, de la Mango. Mi-a plăcut foarte tare că e roșu și e un roșu din ăla neutru și nu știu ce am în ultima vreme cu roșu. Eu fiind taur, știți că taurii nu prea au treabă cu roșu, dar să vedem cum o să vină, că nici n-am probat-o. Efectiv, nici n-am probat-o. Pare foarte micuț așa când o vezi, dar ea se întinde, se lărgește. Este, cum ziceam, de la Mango și cică era din poliester reciclat. Și a fost cât? 100 de lei. So, așa. Și pentru că, după cum bine știți, eu nu port blugi și pentru că nu mai am blugi și pentru că, da, trebuia să-mi refac stocul de blugi și știți care e teoria mea. Mai bine dați banii pe o pereche care vă vine genial și care este excepțională și care este și de calitate minunată, decât să luați 150 de porcării care nu vă vin bine și se și rup după 3 purtări. Și mi-am luat o pereche de blugi clasici, cum am mai avut de altfel, de la Levi's. Levi's, știm că se pronunță Levi's, dar noi zicem Levi's că ne place să ne distrăm. Așa și în cum și Jumbo se pronunță Jumbo și așa mai departe, știți voi. Sunt niște blugi clasici, din punctul meu de vedere, sunt cei mai eleganți, cu nuanța asta, uitați că aici la soare se vede cel mai bine, nuanța asta. Modelul ăsta mi se pare cel mai elegant, cel mai frumos, cel mai clasic și cel mai versatil dintre toate. Poate fi purtat cu absolut orice, sandale, pantofi cu toc, ghete, Adidas, tenis, ce vreți voi, puteți pune la genul ăsta de blugi și de aia i-am luat pentru că sunt super, super versatili. Ca idee, să știți că sunt... Stați că era modelul, unde era el? A trecut pe undeva modelul, dacă nu mi l-a luat. Puștiu ăla la casă. Nu scrie pe nicăieri, în fine, nu scrie pe nicăieri pe etichetele astea rămase, dar știu, țin minte din magazin că modelul este acela High-Waisted Slim Straight, așa se numește, așa-l găsiți și mie îmi vine, o să le probez și o să vă arăt cum vin și eu am măsura 24 cu 28, 28 fiind lungimea, da, îmi sunt o idee, atât așa îmi sunt mai lungi, dar o să văd eu cum mă descurc cu ei, pentru că ultima dată când le-am dat să-mi scurteze niște pantaloni acolo în magazin la Levi's mi-au cam stricat blugi, în fine. Da, așa, și asta mi-am luat acum, recent. Și cam asta a fost porțiunea cu mini-haul-ul nostru. Acum, mă apuc să aranjez cărțile astea ca să fac un pic de ordine pe aici, pentru că este un pic de dezastru, doar un picuț de dezastru. Mănânc și vă duc pe afară.
locul mirific de făcut poze. Și aici avem acest nuc, care este aproape scuturat. Peisajul foarte dezolant. Trevedu și Recuzita în veșnica geantă de plajă. Să. Yay! Am umplut-o de pământ. Și acum mergem acasă. Dar nu în astea, trebuie să mă schimb în mergătorii de acolo. Let's go! Hello! Deși aparent în spatele meu este verde și verdeață, nu vă lăsați păcăliți pentru că a venit toamna. Am ieșit afară să fac turul de pe care vi l-am promis, chiar dacă trec mașinile, îmi pare rău. Este de seară și trec multe mașini. Am un ceai de ghimbir cu lămâie aici, care este foarte bun. Și vroiam să vă arăt în ce stadiu deplorabil arată caprifoiul meu. L-a bătut vântul, cât am fost la Cluj, au fost niște vânturi alea super puternice și l-a dat jos. Și trebuie să-l tund pentru că nu mai am ce să-i fac. Oricum, mă cam plictisem de el acolo, s-ar putea să-l mut. Să-i mut domiciliul, să-i fac buletin de altă zonă a curții, dar vedem, vom vedea. Mary May. Mary May sunt numai buni de poze, păcat că nu sunt prea pufoși ca să fac mai multe poze cu ei. Sunt foarte tomnatici. Am mâncat de mult merele, de fapt, cred că în ultimul daily vlog ați văzut când au căzut merele și cred că erau ultimele sau ceva de genul. Așa că suntem bine. Trandafirii îi calc în picioare constant zdreanță. Foarte bun ceaiul. Dați o secundă. Să întorc camera și să vă arăt ghivecele. Aici nu știu ce s-a întâmplat, nu știu dacă au murit, dacă mai sunt în viață. Sunt căpșunii, au fost căpșunii. Aici am mai pus niște pământ, că mai avem niște pământ disponibil și încercăm să înălțăm grădina, pentru că nu știu dacă vă dați voi seama din filmare, dar aici este o diferență de nivel și de-aia am pus pământul ăsta, ca, pentru că zona asta a fost ridicată și tot mergem cu pământ pe măsură ce facem rost de pământ să și ridicăm grădina, pentru că la inundație a fost multă apă aici și, mă rog, vrem să fie la același nivel. Cam așa arată acum cutia. Acolo este niște pământ care este posibil să fie amestecat cu gunoi din compost sau cu pământ, nu știu, o să cumpărăm pământ și atunci o să vină aici. Vedem, este lăsat așa de rezervă și cam așa arată pentru moment. Și îmi plac tare, tare, tare mult cum arată pe date cu lac, așa arată super bine, se văd super bine. Și la anul iarăși o să le mai dau un strat de la ca să le protejez și mi se pare că arată foarte, foarte ok. Și în rest, cam aici, până aici e tuns, restul nimic. În grădina s-a uscat totul, pentru că a venit toamna. Avem un scărpinici acolo, avem și o vulpiță, vulpițu. Vulpii? Hai la mama, hai la mama. Hai la mami, a păpat? A dat mami să pape? A păpat fata? A băbat, a băbat puiul meu frumos, ce faci tu? Ce faci tu, flotocoasa mea? Nu vrea deloc să mă lasă să o tund, să-i tai, are niște călți pe ea și săraca și nu mă lasă. Ia, ce-ai făcut? Te-am băgat în seamă și ai chef de joacă? Unde-i Happy? Unde-i Happy? Unde-i Happy, te-am întrebat? Where is Happy? Așa, revenind. Mergem pe aici. Mergem pe aici. La A, celălalt ghiveci, la fel. Mă rog, aici a rămas stroaba, o să trebuiască să facem curățenie și aici. Trebuie să vă anunț că, nu v-am zis în daily vlog, dar am cele mai bune pere din universul ăsta. Deci, acest păr a făcut numai două pere anul ăsta, decât două pere a făcut anul ăsta, dar au fost cele mai bune pere pe care le-am mâncat eu vreodată, pe lângă faptul că au fost foarte mari, nu știu dacă vi le-am filmat când erau la apogeul lor, dar au fost minunate. Sunt pere Williams din ale roșii și sunt the best. Ți-am găsit și o prințesă! Așa vezi, mama, bravo, tăvălește-te, iubita mea, să vin în casă după aia. Așa vezi, tăvălește-te, ca să vin în casă. Și-o vin în casă, și-o vin în casă, maimuță. Unde te duci? Unde te duci? Se frică de scărpinici? Nu-ți face nimic scărpinici. Hai, hai la mami, hai la mama. Ce-a făcut?
Ia spune tu mie, ce ai făcut tu astăzi toată ziua? Ce ai făcut tu toată ziulica? Ce față de prințese frumoase. Ce frumoasă ești. Vulpi, tu ești o fetiță frumoasă. Ce e acolo? Ce e acolo, mama? Ce e acolo? Ce e asta? Foarte curioasă, Vulpi, de altfel de felul ei. Și-a fugit. Gata. A fugit. S-a dus. Mai un pic de soare. Acum o să mă duc să-mi termin ceaiul în casă, pentru că e rece. Da, de principiu nu s-a mai întâmplat nimic. Trebuie să vă mai arăt ceva. Stați așa, că acum mi-am adus aminte. Stați împreună. Pe lângă aceste gutui uriașe, deci nu vă dați seama cât sunt de mari, sunt cele mai mari gutui pe care le-am văzut în viața mea. Și gutuiul ăsta, am mai făcut gutui mari, dar niciodată ca anul ăsta. Așa, ignorați zona aia de acolo, că acolo s-a lucrat și încă se mai lucrează. Așa, deci uitați-vă la ele, uitați-vă. Deci, asta are cel puțin un kilogram. Asta la fel, ia uitați cât e. Deci, nu vă dați seama cât sunt de mari. Sunt imense. Nu toate, dar sunt unele care sunt absolutamente imense. Dar nu asta vroiam să vă arăt. Vroiam să vă arăt că mai am o grămadă de trandafiri. Deci uitați-vă și voi la el. Uitați-vă la dementul de trandafir. Ce face? Deci asta cred că a fost cea mai bună investiție în materie de plante pe care am putut să o fac. Este octombrie și el încă este înflorit. Deci este nebun. La anul o să-l tund ca lumea, o să-l tund frumos și o să las să crească cum vrea el. Deci uitați-vă la el, că este octombrie și el încă are flori. Bineînțeles, nu e plin de flori ca în iunie, dar oricum, pentru primul lui an de adevăratele, că anul trecut l-am pus, practic ăsta este primul lui an în pământ aici, este minunat. Deci nu mă așteptam să-i placă atât de tare aici și nu mă așteptam să fie atât de frumos și să facă atâtea flori. Uitați, mai sunt și pe dedesubt, mai sunt și pe sus, pe acolo. Deci, un vis. Deci, este un vis și jumătate. Și nu știu de ce peretele arată mai decolorat pe cameră decât în realitate. Nu este chiar în halul ăla de decolorat cum pare pe cameră, dar, mă rog, nu contează. Da, uitați-vă cât de frumos este. Îl ador. Și acum problema este să văd dacă mai găsesc tot soiul ăsta de trandafir să mai pun. Sau să încerc să-l înmulțesc pe ăsta, dar eu nu prea am avut succes cu butășirea trandafirilor și o să încerc, dar să vedem dacă îmi iese, dacă nu, să văd dacă reușesc să mai găsesc. Nu știu ce trandafir era, nu mai știu exact dacă l-am luat de la Sweet Garden sau din altă parte, dar în orice caz sunt foarte încântată de el. Nu știu cine se mai poate lăuda că are trandafiri la jumătate la octombrie și nu sunt degerați, nu sunt congelați după cum i-ați văzut, sunt perfect ok, unii chiar acum au înflorit zilele astea, deci da, Zdreanță, ieși tu pe aici. Cred că Zdreanță are nevoie de o pastilă. Hai să-i dăm o pastilă lui Zdreanță că îl cam dor piciorușele. Hello boys and girls, ce faceți? Da, trebuie să vă zic că puloverul ăsta, cardiganul ăsta, whatever ce-o fi el, din mohair, destul de scămoșat. L-am mai dat eu cu aparatul ăla de curăța scame, dar tot scămoșat e. Cred că devine cel mai bun prieten al meu, my best friend de toamnă, alături de ăsta. Ăsta este balsamul de buze de la Carmex. Mie mi se pare genial și cum vine frigul și cum vine în perioada asta rece, îl folosesc și îl folosesc și când ies afară să fac sport și rezistă foarte bine, este mentolat. Dacă vă plac chestiile mentolate pe buze, este foarte ok, îți dă așa un efect de plam. Da, încheiem daily vlogul ăsta astăzi aici, nu-l mai relungesc pentru că nu am nimic în plan deosebit. A fost o zi productivă și nu prea, în sensul că ce-am făcut productiv, de care sunt foarte mândră, nu v-am arătat. Am făcut salată de sfeclă roșie pentru că îmi place salată de sfeclă roșie cu hren și am făcut-o, am găsit... V-am zis că mă duc la magazin și găsesc să iau mâncare și am găsit sfeclă roșie și hren, că cu hrenul e problemă, nu neapărat cu sfecla roșie, că aia se găsește.
Și am luat și am făcut, am fiert-o, le-am dat prin răzătoare, mi-a ieșit sufletul când am dat prin răzătoare hreanul ăla, pentru că este moartea să-l dai prin răzătoare, dar este atât de bun. Nu am mixer de la blender, că dacă el avem blender îl rezolvam mai repede. Și a ieșit și acum am lăsat-o la macerat și să sperăm că mâine o să fie bună. Am făcut și aluat de cartofi, dar mi era atât de poftă încât n-am mai filmat, o să vă arăt altă dată cum mai fac, că nu e cine știe ce, mai ales că e ceva de toamnă, e un produs așa de toamnă pentru mine, tot la categoria lucrurilor esențiale de toamnă, putem să le încadrăm. Și ce am mai făcut? Deci astăzi am făcut pauze, până la urmă m-am uitat peste ele, nu sunt mulțumită deloc de ele, nu-mi plac, așa, dar am încercat, da, am reușit să rezolv măcar cu cărțilele, să le fac turnuleți acolo. Am făcut mâncare, am fost o zi, cum v-am zis, semiproductivă, n-am luat butoiul, nu, pentru că suntem în dezbatere dacă să luăm sau nu butoiul, mă rog, îl vom lua, că... da, mă rog, dar era vorba de timing. Și o să-l iau eu zilele astea. Și pe seara asta vreau să mai citesc. M-am uitat la un episod dintr-un serial nou de pe Netflix care se numește The Watcher. Nu The Witcher, The Watcher. The Witcher este altceva. The Watcher este un serial nou și se pare că toată lumea nebunii cu el. Astăzi am auzit 3 persoane vorbind de serialul ăsta și zic ok, mă uit și eu să văd despre ce este vorba. Primul episod nu mi s-a părut wow, dar trebuie să trecem puțin așa de stadiul inițial. Despre ce este vorba în serial? Este vorba despre o familie, până acum, din ce am înțeles eu. Este vorba despre o familie care se mută într-o zona din asta rezidențială, știți cum au americanii, și într-o casă veche și încep să primească niște scrisuri foarte dubioase cu cineva care îi supraveghează, că de acolo vine The Watcher, pentru că sunt supravegheați de cineva, de cineva foarte creepy. Am înțeles că serialul ar fi undeva în sfera aia puțin horror ceva, dar se pare că ar fi inspirat din fapte reale. Așa. Și tot așa sursele mele spun că ar fi bine să nu căutați, înainte de a vedea primele 3 episoade, nu căutați informații despre cazul real, ceea ce eu mă voi conforma și nu voi face. Aștept să mă uit la urmă. Sunt 7 episoade în tot sezonul. Ca să știți, mă voi uita la primele 3-4 15 episoade și după aia probabil voi căuta să văd care-i treaba cu cazul real. Dar da, pentru că tu e atâta hype, o să mă uit. Primul episod nu m-a prins, dar am să vă țin la curent să vedem ce o să fie mai încolo, ce o să se întâmple. Așa, în materie de hrană, să știți că am terminat amestecul ăla pe care îl făcusem pentru rep. Nu l-am mai mâncat în rep, l-am mâncat așa, pentru că mi-era foame. Încerc să-mi respect orele de masă, adică încerc să-mi respect perioada aia în care nu mănânc, adică de la 8 seara până la 10 dimineața să nu mănânc. Îmi iese, în majoritatea perioadelor îmi iese. Am observat că nu mă iese când sunt aproape de menstruație în perioada aia și e cumva firesc, pentru că sunt hormonii, se schimbă lucrurile și e bine să nu forțați lucrurile cu treaba asta, cu intermittent fasting-ul ăsta. Dar de principiu e ok, adică rezist, nu am nicio treabă, mănânc înainte de 8 și după aia sunt foarte, foarte ok până a doua zi, la 10-11 sunt foarte ok. Am o poftă teribilă de Fanta, deci am dozele aici la mine în casă și asta e cel mai rău, că când e sabotat așa, de când ești încolțit din toate părțile, când tu ai vrea să te abții, dar dacă n-ar fi în casă, cred că nu, n-aș avea o problemă să mă țin, dar am o... iar m-a lovit, m-am zis că seara mă lovește. Și săptămâna asta cred că a fost cea mai rea dintre toate, pentru că practic ar fi a treia săptămână în care conștient încerc să nu mai beau atâta zahăr. V-am zis la începutul vlogului. Și ar fi a treia săptămână
Și dintre toate astea, cred că a fost cea mai rea pentru că încep să vină poftele foarte intense și sunt mai multe reacții. Nu numai faptul că mi-e poftă de zahăr și că acum la ora asta vreau zahăr. Spre exemplu, o altă reacție pe care am este că am tot timpul gâtul uscat. Mi-am dat seama că de la asta este. Am gâtul uscat și tot timpul parcă aș bea ceva. Dar dacă beau apă nu-mi trece. Și mintea mea se duce cu gândul la a bea acidulat, pentru că ultima dată când am băut acidulat, la fel, aveam acea senzație de sete, de nu trece sete de la nimic, de gât uscat și cum am băut Fanta, cum mi s-a potolit, știți cum? Ah, n-am mai avut nevoie de nimic, știți, a fost că așa. Și acum sunt la fel și încerc să vedem dacă reușesc să trec până mâine. Mâine totuși mă tratez cu o doză. Îmi permit o doză, dar încerc să trec și este destul de chinuitor, să știți, adică nu e de joacă cu dependența asta de zahăr, chiar nu e, și dependență de zahăr ai nu numai din sucuri și dulciuri din astea, ai din multe chestii și nu e ca și cum astăzi n-aș fi mâncat zahăr, pentru că, de exemplu, la aluatul ăla de cartofi am pus, la gomboțe, am pus zahăr. Sau nu e ca și cum nu aș fi mâncat carbohidrați, care sunt practic tot zahăr într-un final, dar nu e același lucru, știți, pentru mine, cel puțin la nivel de psihic. Dar dacă trec și de săptămâna viitoare, cum am trecut săptămâna asta, eu zic că sunt pe drumul cel bun, pentru că pe măsură ce cresc perioadele astea în care beau mai puțin mai puține sucuri acidulate, cred că o să fie mai bine. Da, de principiu, asta a fost daily vlogul meu. Spuneți-mi ce părere aveți de cărare. Puteți să-mi ziceți ce chestii cozy aveți și voi. Așa, must have-uri de toamnă. Chiar ar fi ideal să-mi mai dați și mie sugestii. O să vă las link-uri în descriere pentru cam toate produsele pe care le-ați văzut, pe care vi le-am arătat, dacă găsesc, bineînțeles, și pentru plover dacă găsesc, și pentru toate o să caut link-uri și vă las în descriere. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut. Vă mulțumesc că v-ați uitat, vă iubesc, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!